Școlarii din județul Constanța vor sta acasă toată săptămâna. Vacanța de iarnă s-a prelungit, iar copiii se pot bucura de zăpada căzută. Iulian Jegu, directorul școlii gimnaziale Constantin Brâncuș din Medgidia, spune că după ce se vor bucura din plin de omătul de afară, elevii trebuie să știe că suspendarea cursurilor este urmată și de măsuri pentru parcurgerea integrală a programei școlare. La ora 10 a fost o ședință între inspectoratul, conducerea inspectoratului și prefectura Constanța, pentru a se stabili dacă cursurile vor continua de luni încolo. Deci se preconizează să avem vacanță până duminică, începând de luni să începem școala. Și la fel, orele urmează a fi recuperate pe parcursul anului școlar. În urma deciziei luate în ședința Comitetului pentru Situații de Urgență, care a avut loc la prefectură, au fost suspendate cursurile pentru învățământul preuniversitar în tot județul Constanța. De asemenea, s-a făcut propunere de suspendare a cursurilor și pentru învățământul universitar, astfel că și universitățile de la Malul Mării vor rămâne închise până luni.